Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Hai să vorbim cu voi. Adică cu voi ascultătorii, da. Vezi că dacă noi suntem aici la... Ar trebui să fim cu domnul Cutare, domnul Zafiu, domnul Luca, asta ca să facem diferența. Acum, da, dacă spuneți domnul Petreanu. Să vorbim cu voi, lumea zice, care voi? Adică cu voi, Zaf, Luca, sau cu noi ascultătorii? Cu voi ascultătorii, 0372069599. S-a rătăcit cineva vreodată cu GPS-ul în mașină? Eu. Cu GP și eu. Cu GPS-ul pe vremuri. GPS-ul, da, pe vremuri. Da, și... Am plecat cu mașina și, spre surprinderea tuturor, n-am vrut să merg în Grecia, ci spre Turcia, încolo. Și nu știam drumul, nu știam exact. Era și perioada aia când bulgarii se apucaseră să lucreze, să închidă drumuri și era nenorocire. Și m-a dus GPS-ul efectiv. M-a dus într-un drum care s-a terminat. Și ca la noi se termina fără nicio avertizare. Nu era pus nimic. Adică puteam să mă duc cu mașina 4 metri în jos, lejer. Așa, și te-ai oprit? Te-ai întors? M-am întors. A. M-am întors, eram într-un sat unde nimeni nu știa, erau... Șmecherie era să mergi înainte. Păi n-aveam cum înainte, nu înțelegi că mă duceam... Nu contează. Mă rog, până la urmă am ieșit de acolo fără ajutorul GPS-ului, pur și simplu, după nas. Așa? Și a fost mai ok. Să știi că am ajuns și eu în faza asta, tot așa cu GPS-ul, în care s-a terminat drumul. Am plecat de pe... Deci ce se întâmplă? Eu eram de la Timișoara, voiam să mă duc la Roșia Montană, acum mai mulți ani. Asta era drumul meu. Și GPS-ul a zis, bine, mergi pe aici. Și am traversat munții Zarandului, așa? O potecă de oi. Da, am plecat. Era pe un GPS drum... bun. Da. Era un drum foarte bun inițial. Adică un drum asfaltat foarte bine. După care drumul asfaltat s-a transformat în macadam, pietriș ceva. Și asta e o perioadă de pietriș. După pietriș a devenit un drum de pământ. Și a început să urce. Și, mă rog, eram cu un Subaru pe vremea aia. Băi, n-am crezut că supraviețuiește mașina. Deci am traversat, cred că am făcut vreo 10-12 km peste muntele ăla, am mers numai în viteza 1 și a 2. A durat vreo 2 ore și ceva, m-am întâlnit cu un cioban cu o turmă care s-a crucit. Când m-a văzut, ce căutam în vârfa muntelui. I-au schimbat numele, e drumul Subaru-ului. Da. Băi, deci a fost ceva absolut inimaginabil, pentru că așa a zis GPS-ul. Și mi s-a mai întâmplat odată prin Serbia, Bosnia, nu știu ce, tot așa GPS-ul a zis, ai, ia-o pe aici. Bine, boss, dacă zici tu. Și am ajuns într-o zonă în care pe stânga și pe dreapta erau avertismente în mai multe limbi. Zonă minată. Nu intrați. Nu intrați în pădure. Și Ione era în dreapta mea, era să ne întoarcem. Zic, nu pot să mă întorc, că trebuie să... Nu, e drumul prea îngust și intru în pădure unde e minat. Deci mergem înainte. Am pățit și eu acum vreo 3 ani, deci mai recent, în Grecia. Tot așa m-a băgat GPS-ul pe un drum de la de ATV-uri. Așa. Era o zonă de-asta semi-muntoasă. Da. Și, bă, erau niște... Un drum atât de întortocheat și cu niște pante atât de abrupte. Și noi eram cu mașini de-astea, eram cu copiii toți. Și avem mașini de familie mai libărci, așa. Mamă, și a fost, m-au înjurat tot grupul. Am mers și vreo 4 km pe drumul ăla și am făcut 40 de minute, adică a fost ceva de coșmar. Nu mai puteai să întorci, că era un singur fir. Dar știi că întrebai care e cea mai bună mașină off-road? Mașina de închiriat. Corect, aia, da. Categoric. Și mi-aduc aminte, uite, astă vara am mai pățit-o în Grecia. M-am dus, mă duceam spre niște plaje. Culmea e că mai fusesem acolo și știam drumul, dar zic, lasă că mă duc cu Google Maps, cu Waze, cu de-astea. Și am ajuns într-un loc unde m-am oprit efectiv, că se îngusta drumul, nu mai încăpea mașina. Chiar nu mai aveam cum să trec. Și mi-am dat seama în momentul când mă uitam, eram disperat ce să fac, cum să întorc, pentru că era și foarte dificil. În dreapta sus am găsit un afiș scris mare, scris cu markerul. Dacă ai ajuns până aici cu ajutorul Google Maps, e momentul să dai cu spatele și să cauți drumul corect. Am avut și eu unul de zgâ. Băi, deci cineva și-a bătut joc de turiști acolo și, mă rog. Mihai, bună dimineața! Bună, Mihai! Neața! Bună dimineața! Uite că mi-ai luat-o înainte, acum mai mulți ani în urmă, fără Google Maps, că nu era GPS-ul GPS. Așa. Tot prin zona Serbiei, am ajuns pe un drum... Mi s-a părut mie cam ciudățel. Am coborât pentru vestita pară de tufiș și am văzut anunțul. Ce? Pădure minată. Pădure minată. Da. Cred că am trecut pe acolo. Și nu ne-ai înghețat un pic? N-ai înghețat un pic când ai văzut? Îți dai seama că da. Băi. Și după aia m-a dus drumul pe o altă chestie, semi-asfaltată, să zic așa, și m-am oprit într-o șatră de țigari. Da. Tot în zona aia. Unde se termina și drumul, cum ar veni. Se termina și drumul, dat înapoi, evident. Da, am trecut și eu cu... Dar trebuie, când pornești, GPS-urile alea erau periculoase. Acum, Tom, mai e cum mai e.
Dar GPS-urile erau periculoase pentru că nu actualizau hărțile și erau era de setări. Trebuia să plătești o groază ca să-ți actualizezi cardul ăla și nimeni evident nu făcea chestia asta. Eu le plăteam, asta era problema, dar știu, după aia mi-am dat seama care era de fapt problema. Setasem orice drum. Și când am zis orice drum, atunci el mă ducea pe oriunde se putea trece cu piciorul. Și eventual cel mai scurt. Da. Da. Cosmin e cu noi. Bună dimineața, Cosmin. Salut, salut, Cosmin. Neanța, băieți. Bună. Eu, în 2010, am venit din Spania cu cunoștință și aveam un TomTom din acela mic. Era ecranul, nu știu, cred mai mic decât un telefon acum, un smartphone. Mult mai mic, da, le știu. Da, setase nenea acelea cu care veneam din Spania până în România și zice, ok, hai să plecăm. Dar era imaginea de ansamblu. Păi bun, dar noi nu vedem drumul exact pe unde. Păi nu, că așa trebuie să se vadă. Până la urmă am reușit, am setat de ne arăta exact unde trebuie să mergem. Apoi, la un moment dat, îmi dat seama, după ce am găsit drumul, cred că stăteam jumate de oră să reconfigureze traseul prin Franța. La un moment dat, trebuie să oprim pe autostradă să reconfigureze traseul după ce am mers vreo 50 de kilometri, cred că în altă a reușit și ne-a dat altă da. Direcție. Dar... Mulțumim! Continuăm. Cristian, bună dimineața! Bună, Cristian! Alo, bună dimineața! Te-ai rătăcit cu GPS-ul vreodată? M-am rătăcit cu Google Maps. Nu cred. Săream din Grecia, din concediu și în Bulgaria. Eu, șofer de 20 de ani, nu prea foloseam GPS. M-am luat după nevastă mea. Pune, domne, Google Maps, să ieșim mai repede de aici. Și m-a băgat pe Montana. Un drum groaznic, prin munți. Am fost și eu odată, da. Dar ce frumos drum! Simțeam cum mă cuprinde panica. Și la un moment dat îmi zice Google Maps, am găsit un traseu mai scurt. O, super! Vrei? Da, cum să... Dar accept. I-am dat accept și m-a băgat, fraților, printr-un sat, pe niște ulițe, pe un drum neasfaltat, cu niște oameni pe la porți. Mi se părea că se uită toți la mine să mă atace, gata, asta sunt, ce să mai... Îmi și vedeam Clio fără acoperiș decapotabil. Am și zis, gata, suntem mâncați. Nu știu cum am ieșit de acolo, am făcut atac de panică, vă rog să mă credeți bărbat la 40 de ani. Și de atunci am zis, indicatoarele sunt cele mai sigure. Da, mă rog, da de și acum, nu. Dacă vrei să scapi, ia 2 litri de ulei la tine, că e criză și... Eu când am pățit ceva similar, era că nu era niciun om la nicio poartă și n-aveam pe cine să întreb. Și când am găsit un om în sfârșit la o poartă, nu înțelegea absolut nimic. Dar se poate întâmpla oriunde, adică mi s-a întâmplat vara asta în comuna Nana sau pe acolo, prin Preajmă. M-a dus, trebuia să mă duc undeva în sud, pe lângă Călăraș, și am pus și eu Waze-ul. Și Waze-ul a zis, uite, iau pe aici. Am mers pe acolo, s-a terminat asfaltul, am început să merg pe pământ, ok. Și pe una din ulițele din satul respectiv, era singurul drum posibil, după ce mersesem 20 de kilometri, ulița era blocată de un cort, care era cât toată ulița. Toată ulița, era un cort de nuntă. Wow. Se pregăteau băieții să facă o nuntă de aia clasică și o nuntă pentru tot satul. Ce ai trecut sau ai... Nu, unde să trec? M-am oprit, au ieșit mai mulți domni și doamne din stânga și din dreapta, cu niște priviri nu tocmai prietenoase. Marșarier și am întors. Mihai, bună dimineața! Dimineața bună! Bună! Cel mai frumos că merg mai multe mașini, fiecare cu GPS-ul lui sau cu... Da, mă să înțeleg. Mergeam într-un an, acum vă 4-5 ani, mergeam în Grecia și prin undeva prin Macedonia. Ne-am trezit că două mașini mergeam pe autostradă și două pe lângă autostradă și ne vedeam unii pe alții. A durat cam o oră să ne reîntâlnim undeva 50 de kilometri mai încolo. Deci a fost o distracție totală. Pentru asta... fiecare GPS știa traseul lui. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.